Primarul comunei Bucovăț, Gheorghe Pop, a trecut în Partidul Social Democrat. Edilul comunei a făcut această trecere de la Partidul Mișcarea Populară cu care în 2020 a câștigat mandatul de primar în comuna pe care o cărmuiește. Primarul Gheorghe Pop simte că a făcut alegerea corectă pentru comunitatea sa. Gheorghe Pop, primarul Comunei Bucovăț, s-a alăturat astăzi echipei Partidului Social Democrat și va candida pentru un nou mandat din partea PSD. Am spus în repetate rânduri că vom lua lângă noi edili care au demonstrat rezultate în administrația publică locală, iar Gheorghe Pop este unul dintre ei. Ne vom concentra pentru un rezultat cât mai bun la Bucovăț, atât pentru Consiliul Local cât și pentru cel județean, transmit reprezentanții Partidului Social-Democrat Timiș.